Bun găsit tuturor, vă spune Alexandra Tătaru și echipa Vrancea Media. Ne aflăm la Mănăstirea Mera, pentru că astăzi este ziua Sfinților Împărați, Constantin și Elena. Dorim tuturor sărbătoriților un sincer la mulți ani. Mănăstirea Mera este ctitorită în secolul al XVII-lea și a fost donată de boierul Moțoc familiei Cantemir, lui Constantin și fiul acestui Antioh. A fost renovată recent și de anul trecut se desfășoară aici festivalul Cântecul de Toacă. Este un festival foarte frumos și o să aflăm de la copiii participanți cum se cântă toaca înaintea slujbei, bineînțeles, slujbei de Constantin și Elena, pentru că biserica din centrul mănăstirii poartă hramul acestor sfinți împărați. Alături de mine este părintele paroh al acestei biserici. Sărbuna, părinte! Doamne ajută, sunteți bineveniți și ne bucurăm de realizarea acestei ediții a Festivalului Cântec de Toacă din nou la parohia noastră, lucru care ne onorează în mod deosebit și care vorbește despre comuniune și continuitate. Cred că sub semnul acestor două caracteristici aș putea să pun concursul acesta. Comuniune, pentru că încă din cele mai vechi timpuri toaca era semnul sub care creștinii se adunau la rugăciune, și continuitate, pentru că deși condițiile actuale sunt cu totul altele prin care oamenii se pot anunța privind participarea la rânduielile sfinte, continuitatea cântecului de toacă vibrează încă în sufletele noastre și este ca un element de sfințenie al relației pe care încercăm să o realizăm între pământ și cer. Festivalul a fost ales să se desfășoare aici pentru că biserica din incinta zidului este cu hramul Constantin și Elena. Avem hramul Constantin și Elena, este o biserică voievodală, ctitoria familiei Cantemireștilor. Tatăl marelui om de litere și de cultură, Dimitrie Cantemir, este ctitorul acestui sfânt locaș. Ca și prim voievod care a preluat de la boierii odobeșteni Moțoc și Ursa domeniile pe care aceștia le-au dăruit pentru întemeierea unui locaș mănăstiresc în zona aceasta. Deci Constantin Cantemir este primul titor voievod, apoi fiul său Antioh Cantemir a definitivat lucrările. 1706 e data de sfințire a bisericii. Este pentru noi o bucurie deosebită că acest voievod s-a gândit să construiască lăcaș de închinare aici la granița cu Muntenia și cu Transilvania, afirmând prin această hotărâre dorința de unitate națională și exprimându-și convingerea că, de fapt, toți românii avem aceeași limbă, aceeași credință și același neam. Atât mai mult ea trebuie inclusă, mă rog, a fost inclusă în circuitul mănăstirilor pentru că este singura ctitorie a Cantemireștilor. Este singura ctitorie a Cantemireștilor din țară. A fost, într-adevăr, inclusă în circuitul mănăstirilor vrâncene și poate că prin mai mare interes din partea multor organe, chiar mass media, să se includă într-un circuit mai mare al mănăstirilor din toată țara. De ce nu? De ce nu? Mai ales anul acesta ar trebui să ne bucurăm mai mult de acest privilegiu, pentru că fiind biserică și mănăstire închinată Sfinților Împărați Constantin și Elena, ținem cont în mod deosebit de faptul că Sfântul Sinod a instituit anul acesta ca an jubiliar în cinstea Sfinților Împărați Constantin și Elena pentru aportul pe care aceștia și l-au adus acum 1700 de ani, în edictul de la Milano, când s-a dat libertate deplină de manifestare creștinilor. Și sperăm să avem succes și pe latura aceasta. Sfinții Împărați Constantin și Elena să ne ocrotească de acolo din cer și pe noi. Doamne ajută! Da. Și voiam să vă mai întreb dacă vreți să mențineți acest festival și o altă întrebare suplimentară. Știu că acum 2 ani ați făcut aici un simpozion care a marcat 350 de ani de domnia Cantemireștilor. Dacă mai continuați și această manifestare foarte interesantă de altfel. De fiecare dată hramul constituie pentru comunitatea parohiei noastre un prilej de a ne aduna fiecare în familiile noastre și de a comemora evenimente deosebite. Sigur că de fiecare dată la sărbătoarea hramului ne aducem aminte cu respect de
primii ctitori și apoi de fiecare din ctitorii descendenți sau ctitorii care au mai contribuit de-a lungul timpului la înfrumusețarea acestui sfânt locaș, îi comemorăm și le facem slujbe speciale și de asemenea, de ce nu, ne-ar fi tare drag să putem spera că și anii viitori acest frumos concurs Cântec de Toacă va continua și să sperăm noi că se va și diversifica, să nu rămână doar la nivelul de cântec de toacă, să mai aibă și alte componente în desfășurarea lui. Să fie cu succes, vă mulțumim mult de tot! Și eu vă mulțumesc și vă mai așteptăm să fiți alături de noi și la alte slujbe. Cu mare drag! Doamne ajută! Mănăstirea Mera este inclusă în circuitul turistic. Drept urmare, acum 2 ani, cu ocazia sărbătoririi a 350 de ani de la domnia lui Cantemir, s-a deschis Centrul de Informare Turistică și Culturală. În interior puteți observa diverse materiale informative și date istorice despre mănăstire. Alături de mine este părintele Pătrășcanu, este cel care a învățat pe acești copii minunați să cânte toaca. Așa este, domnul părinte, Hristos a înviat? Adevărat a înviat. Au fost îndrumați de profesorilor de religie și unii dintre ei sunt și ucenicii mei în ale cântecului de toacă. Am înțeles că sunteți singurul părinte din zonă care știe a învăța pe copii cântecul de toacă. A, nu sunt singurul, cu siguranță sunt mai mulți. Eu m-am implicat mai mult în aceste activități gen concurs, căutând să-i stimulez pe copii să învețe și având niște premii pregătite pentru munca lor și în felul acesta probabil că din acest punct de vedere poate aș fi puțin deosebit de ceilalți, dar cu siguranță la fiecare parohie copiii care vin la biserică deprind și acest meșteșug al cântecului de toacă. Există un secret al cântecului de toacă? Este greu? Nu este greu. Acum, nu neapărat un secret. Pur și simplu, trebuie să îți dorești, să te rogi la Dumnezeu și să fii foarte atent. Și, bineînțeles, e importantă și o abilitate în a mânui ciocanele, care se deprinde în timp. Câți copii aveți? S-au înscris la concurs 18 copii din cele două cicluri, la gimnaziu și la liceu, din diferite parohii, din oraș și de la țară. Ei, de altfel, participă an de an. Este a patra ediție a Festivalului Cântec de Toacă pe care noi o organizăm și cumva sunt majoritatea obișnuiți cu festivitatea și concursul nostru. Cât durează să învățați un copil să cânte? Nu știu, cei care au fost la mine la biserică au învățat, probabil așa mai bine, cam în jumătate de an. Bine, nu au făcut zilnic. E de regulă batoaca în momentele în care slujba bisericii solicită acest lucru, dar, bineînțeles, și în momentul în care se pregătesc pentru concurs, bat mai mult și cu mai multă intensitate. Vă mulțumim, părinte, și mult succes în activitatea dumneavoastră. Vă invităm să ascultați cântecul de toacă. Cheamă, că ai deschis concursul astăzi. Popa Andrei Ciprian. Câți ani ai? 13. De la ce școală? Numărul 3. Îți place ceea ce faci? Da. Ai avut emoții, ai deschis concursul. Da. Da? Și încă mai tremuri. Da. Da? Aștepți rezultatele, nu? Da. Ai mai fost la un asemenea gen de concurs? Da. De foarte multe ori. Unde anume? Tot aici, la Mera. Și ai câștigat? Nu. Am înțeles că ești pasionat, îți place mai mult să bați toaca decât să stai la calculator? Da. Da? Da. Mă bucur. Ce le transmiți celorlalți copii? Să încerci și ei această experiență, pentru că este foarte frumoasă. Îți mulțumim frumos. Plăcere. Și baftă! Mulțumesc! Thank you.
fiecare știință. Bravo! Iată unul din cei mai pasionați ai cântecului de toacă, paracrisierul Mănăstirii Mera. Bună ziua, bună cum ziua. Vă numiți? Mulțumesc, Gabriel Nicolae, am de 25 de ani. Ești foarte pasionat de cântecul de toacă. În da. Timp ce alți copii stau la calculator, se joacă, stau de vorbă pe internet sau cântă la instrumente clasice. Tu de când ai această pasiune? De mic copil, de la vârsta de 90 ani, cam așa. Cânti foarte frumos, cine te-a învățat? Un bunic de-al meu, Nene Nicolae Smiu, Dumnezeu să-i ierte, care a decedat acum 2 ani de zile. Da. Ce le transmis copiilor care vor să învețe cântecul de toacă? Să urmeze cu pasiune ceea ce fac eu, că este foarte bine și pentru suflet și pentru societate. Îți dă un sentiment aparte, o stare anume? Da, îmi dă o stare foarte bună. Mulțumesc. Și fac acest lucru cu foarte multă plăcere și pun foarte multă pasiune. Mulțumim frumos! Da. Le transmitem celorlalți copii să stea mai puțin la calculator și să învețe cântecul de toacă. Bună ziua, domnule Iliescu, ce surpriză, din nou la Mera! Este adevărat, este vorba de ediția a doua a Festivalului de Cântec de Toacă în cadrul proiectului european Circuitul Mănăstirilor din Vrancea. Este un festival foarte frumos pentru copii în special, dar nu numai pentru copii. Practic, această tradiție noi o dorim împământănită aici și dorim ca să aibă cât mai multe ediții. Noi suntem de-abia la a doua ediție aici la Mera. Să ne gândim că este un monument istoric foarte important lângă noi, sau în spațiu în care suntem. Este vorba despre construcția întemeiată, biserica întemeiată de Constantin Cantemir, tatăl lui Dimitrie Cantemir și fiul acestei Antioch Cantemir. Să ne amintim că cea mai importantă frescă pe care o are Constantin Cantemir este la Mera aici și cred că festivalul merită să, cât de toacă merită să fie aici. Observ că este un festival inedit, este un festival pe care eu nu l-am întâlnit până acum și chiar am rămas profund impresionată cum foarte mulți copii adoră să facă chestia asta. Aveți o fetiță, credeți că poate să înveți așa ceva? Îmi doresc foarte mult, să știți, chiar mă gândeam și mulțumesc pentru întrebare, cred că mi-ați ridicat mingea la fileu. Eu cred că o să rog pe părintele Pătrășcanu să o învețe, are doar 3 ani, dar după acum ar trebui să învețe. Este adevărat, cântecul de toacă este un cântec de o rugăciune către Dumnezeu, dar poate fi interpretat și din punct de vedere istoric, și din punct de vedere cultural, și din punct de vedere antropologic, și din punct de vedere sociologic, de ce nu? Până la urmă este vorba despre talentul pe care îl are fiecare vis-a-vis de acest gen muzical deosebit. Este adevărat, foarte puține festivaluri de cântece de toacă există, de aceea eu cred că cu atât mai mult ar trebui să ținem la această tradiție. La cât mai multe ediții și să fie succes pentru toată lumea. Ne spuneți câteva cuvinte despre juriul acestui concurs. Da, juriul este format din părintele Protopopă Balica, părintele Laurențiu Pătrășcanu și din subsemnatul. Eu mă pricep mai puțin pentru că n-am făcut teologie, deci sunt preot, dar e nevoie din jurul și de cineva din afara spațiului religios, nu? Dar care sunt principalele criterii de departajare? Pentru că eu văd copiii aici foarte talentați și ritmul este din ce în ce mai divers. Care este criteriul principal? Din ceea ce am constatat, e vorba despre corectitudinea acelor bătăi de toacă la anumite ore, la anumite slujbe, pe de o parte, iar pe de altă parte virtuozitatea celor care realizează acest fapt. Există un act de creație? Adică este vorba și despre imaginația îndrumătorului sau a copilului? Da, da, este și creativitate, însă este și multă tehnică și multă muncă. Nu există un șablon după care se merge. Nu. Este vorba doar de creație, imaginație și despre puterea de transmitere a mesajului către Dumnezeu până la urmă. Nu, e vorba de tehnică și de creativitate. Cele două combinate. Or,
acum trebuie să ai o ureche muzicală. Este adevărat. Mult succes și la cât mai multe ediții și abia așteptăm să vă participăm și anul viitor. Cu cea mai mare plăcere, vă invităm și anul viitor. Mulțumesc mult! Noi invităm pe copiii care vor să mai antreneze sau care prima dată țin ciocanul de toacă în mână să mai exerseze. Câteva momente, judul va delibera, după care nu plecați, urmează ceea ce e mai important și mai frumos, festivitatea de premiere. De tine este domnul Cărăușu Maricel, voluntar al Fundației Zi Deschisă. Domnule Cărăușu, câteva cuvinte despre festival, modul său de organizare, de ce această idee? Această idee a pornit odată cu implementarea proiectului Circuitul Mănăstirilor și pentru sustenabilitatea acestui proiect organizăm evenimentul de astăzi, Cântec de Toacă. Cine a avut ideea acestui titlu? Ideea acestui titlu a pornit din dorința de a arăta copiilor ce înseamnă toaca, modul cum se bate toaca la o biserică, la o mănăstire. Aceasta este a doua ediție. Prima ediție cum a fost? Prima ediție s-a desfășurat anul trecut, în cadrul implementării acestui proiect. A fost o manifestare mult mai amplă. Noi încercăm ca, începând din acest an, să desfășurăm acest eveniment încă 5 ani și să-i dăm o amploare mai mare. Am văzut că aveți și câțiva invitați speciali. Avem într-adevăr niște invitați speciali care au auzit de acest eveniment și ne-au răspuns invitației noastre cu multă plăcere. Invitatul de onoare este un domn profesor din Argentina, care împreună cu un student al dumnealui care își face lucrare de dizertație, participă la evenimentul nostru. Și probabil la un circuit al tuturor mănăstirilor din România. Noi sperăm la un proiect mult mai amplu, Circuitul Mănăstirilor din România. Noi fiind din Vrancea, ne-am oprit la Circuitul Mănăstirilor din județul Vrancea. Vă mulțumim frumos și vă invităm să urmărim și noi festivalul Cântec de Toacă, de asemenea să cunoaștem și noi invitații speciali. Alături de mine este invitatul special al acestui festival, un profesor universitar de la Universitatea din Graz, din Austria, care este de origine argentiniană. Îl voi întreba pe domnul profesor care sunt impresiile sale despre locurile noastre vrâncene, despre Mănăstirea Mera, dar și la sugestia unui prieten despre impresiile sale în ceea ce privește faptul că Papa este tocmai din Argentina. Welcome in Romania, Mr. Professor Pablo. Mulțumesc. You are from Argentina, and I ask you what are your impression about these places from Vrancea and this monastery. I'm very impressed. This is my fifth time in Romania, and I've been last year also in Iași and Bukovina. And what I love of these places is the devotion of the people, and I'm really very good impressed. Today, even a day where people work, to find so many people here and the devotion and culture, we have just had lunch together and to share impressions. I'm very, very happy to be here. Well, how many days you'll stay here? I came on Saturday to Romania, and we're going to be still 10 days. We have a conference first in Iași and then in the monastery of Neamț. Do you like to say something about these places, your students in Austria? Of course. I always say I have some Romanian students like Catalin Soare and some other Romanians. And I always say that the religiosity that I find here in Romania, I do not find it anywhere. Are you Catholic? I'm Catholic, but very, very close to the Orthodox world. I've been doing research on Orthodox church for more than 20 years. Yeah. What are you feeling about Papa, Argentinian Papa? I'm very happy. I'm happy that he's Argentinian, but mostly I really like what he's doing in the sense of humility and simplicity,
to show us that the true values of the gospel, that means simplicity, to be close to the people, to be poor. He says that he would like a poor church for the poor people. And I'm really very, very moved by these. And I think it's an example, as we have many examples in the Orthodox world, but I'm very, very happy and moved, not because he's Argentinian, but because he is following, or at least I see it as following the gospel. Well, and finally, a couple words for Armenian people. Well, really, you have a wonderful country. But beyond the country is, you are wonderful yourself, because the hospitality and the friendship, the prieteness that you have here, I haven't seen it in many other parts. I'm constantly traveling the world, but what I find here in Romania, I haven't seen it anywhere. Thank you. Mulțumesc frumos. Thank you very much. Thank you. Aș vrea, în primul rând, să dau cuvântul părintului Protoiereu, Balica Valeriu, de la Protoierea Focșani 1, care ne-a onorat cu vizita Sfinției sale la acest concurs, care ne-a fost de mare folos, de mare ajutor, pentru că a făcut parte din juriu și ne-a ajutat să departajăm concurenții, de altfel bine pregătiți și foarte apropiați, și să ne spună câte ceva despre cântecul de toacă, semnificația lui și câte puțin din ceea ce reprezintă cântecul de toacă în cultul Bisericii Ortodoxe. Hristos a înviat! Onorată asistență și dragi copii! Ne găsim în această perioadă deosebit de importantă și de frumoasă de după Paște, în perioada aceasta de la Paște la Înălțare, care perioadă noi, slujitorii bisericii, noi preoții, o mai numim și perioada luminii, pentru că ea este străjuită pe tot parcursul ei de lumina învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Ei, în această perioadă a luminii, în acest cadru natural și istoric deosebit, iată că Fundația Zi Deschisă, împreună cu gazda noastră de aici, Părintele Picu Gavrilă, Părintele Pătrășcanu, care a mai organizat astfel de ediții și în anii din urmă, dar nu în ultimul rând cu domnul profesor Micu, care este directorul Direcției de Cultură Vrancea. Deci am venit aici, în acest cadru deosebit, pentru a onora și anul acesta atât cât s-a putut, cu poate cu posibilități mai reduse ca în anii din urmă, festivalul acesta al cântecului de toacă. Și în minutele care au trecut, ați ascultat cu toții, am ascultat cu toții și ne-am bucurat cu toții de frumosul sunet al cântecului de toacă. Ne-am bucurat de asemenea de măestria tinerilor și mai mici și mai mari, elevi de la gimnaziu, elevi de la liceu, care ați văzut cu câtă îndemânare stăpânesc ei aceste ciocane ale toacei de lemn. Dacă este să vorbim din punct de vedere istoric, pentru că ne aflăm într-un cadru istoric deosebit, aici la alături de mănăstirea aceasta Mera, care este titorie veche pe plaiurile noastre vâncene, trebuie să spunem că pentru prima dată este amintită toaca ca și obiect de cult, care aduce slujire cultului bisericesc, cultului divin. Această mențiune o găsim în primele secole creștine, respectiv secolul 4, și despre toacă face amintire Sfântul Sofronie al Ierusalimului pentru prima dată. La el găsim amintită toaca ca și obiect de cult. Asta nu înseamnă că până atunci n-a fost folosită toaca la biserică și în creștinism. Pentru că primele mențiuni ale istoricilor vechi despre toacă sau o toacă precursoare a toacei de acum, o găsim mult mai înainte. Pentru că în perioada persecuțiilor împotriva creștinilor, în primele trei secole creștine, găsim un obicei care era folosit de către primii creștini de a se anunța unul pe altul de faptul că trebuie să meargă la rugăciune, la biserică, la Sfânta Liturghie. Și cu un ciocan de lemn asemănător cu
unul dintre aceste ciocani emergeau și băteau de câteva ori în ușile, în porțile de lemn ale creștinilor de atunci. Vestind astfel, acel semn era semnalul că trebuie să meargă la rugăciune. Și îl știau doar ei, creștinii. Pentru că persecutorii n-aveau voie să știe acest semnal al identificării lor ca și creștini unul cu celălalt. Mai departe am spus de Sfântul Sofronie al Ierusalimului, care face amintire de toacă. Toaca cunoscută de noi astăzi este de trei feluri. Toaca de lemn, toaca mare de lemn, pe care noi am avut-o aici la dispoziție și în care voi v-ați exersat talentul. După aceea aveam toaca mică de lemn, care se ține cu o mână și cu o mână se ține unul dintre ciocani și se bate cu o singură mână. Ați văzut pe la mănăstire în special această toacă. Și toaca sau tochița de fier, care există aproape la fiecare biserică și în ea se bate în special în perioadele de câșlege, adică când nu e post. De regulă, la bisericile de mir, toaca de lemn se folosește în special în perioade acestea în care este post, în special în postul mare, iar toaca de fier se folosește de regulă în câșlegi. Mulțumim părintelui Protoireu pentru bogatul fund de învățătură. Ne-am adâncit în istorie și am văzut de unde provine toaca și care este semnificația acestui gest liturgic deosebit. Și acum vom începe festivitatea de premiere, dar voi începe prin a mulțumi celor care ne-au sprijinit, care ne-au ajutat și au făcut posibil acest concurs. În primul rând este vorba de Fundația Zi Deschisă, partenerul parohiei noastre, a parohiei Sfântul Gheorghe Sud, care a fost inițiatoarea acestui festival Cânte de Toacă, anul trecut prima ediție, anul acesta deja a doua ediție, care pe lângă transportul asigurat copiilor de la Focșani, a venit și cu un fond de premiere destul de bogat, cu premii în bani, din partea Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancea, din partea Înaltului Preasfințit Ciprian, nu doar arhiereși binecuvântări pe care Părintele Protoireu ni l-a transmis, dar și un bogat fond de premiere, carte religioasă pentru cei care s-au osenit și toate acestea nădăjduim că vor fi un stimulent pentru câștigători, dar și pentru cei care anul acesta nu au reușit să se claseze între câștigători, să fie un ferment, așa, pentru că antrenându-se mai mult, rugându-se mai mult, fiind cât mai aproape de biserică, în anii următori să ajungă mai bun și să fie între premianți. Alături de mine este și domnul profesor Dorin Micu, din partea Fundației Zi Deschisă, partenerul nostru. Îl voi ruga pe dumnealui să înmâneze premiile. Așa, să plătească diplomele de premiere. Și înainte de a spune, de a da citire acestor premii, vreau să vă spun că anul acesta se împlinesc 1700 de ani, de la Dinamă, de toleranță, nu, părinte protocol. Adică noi suntem liberi, practic, să ne exprimăm, să ne comportăm, e adevărat, în spiritul valorilor creștine. E foarte important. Gândiți-vă că n-am avea această libertate de manifestare. Premiul 3 se acordă elevului Mafteiu Neagu, clasa 8-a, de la Școala Generală Regiu, profesor îndrumător Tota Veronica. Felicitări! Mergi pe la părintele... Din partea Protoieriei Bucean, la fiecare câte iconiță pentru... Foarte frumoase icoane, chiar... Premiul 2 se acordă elevului Nazare Marian, clasa 8-a, de la Școala Ion Bazgan, profesor îndrumător și Botaru Elena. Premiul 1 se acordă elevului Burghiurlan Ioan, clasa 5-a, bravo! Profesor îndumător Popa Viorel, da? La clasele mari, nu? La clasele mari, da. Premiul 3 se acordă elevului Popa Florin, clasa 9-a, de la Colegiul
Cotea, profesor îndrumător Pantelimon Ioana. Bravo! Avem și la clasa a 12-a, se acordă elevului Munteanu Gabriel, din Mera, anul 3. Bravo! Te aștept și anul viitor. Arbunescu. Da. Premiul 2 se acordă elevului Arbunescu Petruș, clasa a 9-a. Bravo, Petruș! Un mare talent de la Cotea, Pantelimon Ioana, profesor îndrumător. E câștigătorul de anul trecut. Da, știu. Și premiul 1 se acordă elevului Pătrășcan Octavian, clasa a 9-a, de la Cuzac, profesor îndrumător Melania Pătrășcan. Felicitări! Atât din partea Fundației Decizii Deschise, cât și din partea Direcției pentru Cultură Vrancea. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare și vă asigur că și anul viitor vom fi tot aici. Eu vă invit cu mare drag. Și le mulțumesc în același timp părintelui Protopop Panica, părintelui Pătrășcanu și nu în ultimul rând părintelui Ticul, parocul acestei grajda noastră. Cu aceasta încheie acest festival de cântec de toacă. Mulțumesc foarte mult! Sărbătoare, Sfinții Constantin și Elena, cântecul de toacă, biserică, mănăstire, mănăstirea Mera, tuturor la mulți ani, Alexandra Tătaru și echipa Vrancea Media.